clipe de groază. Nu doresc nimănui să treacă prin asta. Eu mereu îmi cer iertare, zic, mami, iartă-mă, poate uneori am fost prea exigentă. Iată că și în certificat constatator al decesului e scris clar, negru pe alb, și am stat de vorbă și cu medicul legal și dumnealui mi-a spus, din păcate, copil sănătos, dar n-avem explicații. Stând aici, el vine și îmi zice, bă, mică, vine, te rog frumos și te culc cu mine, ca eu să adorm cu tine, dar firmă să vină tăticul și o sculci cu mine. Și s-a primit că ultima noapte el s-a culcat cu mine, dar s-a trezit cu soțul. Victoria, mai întâi de toate vreau ca să primești condoleanțele mele. Sunt 2 ani, dar oricum durerea nu va trece niciodată. Vreau să te întreb dacă îți amintești ziua când s-a întâmplat totul și cum s-a întâmplat, în ce circunstanțe. Adriane, ziua aceasta, cred că nu voi uita-o niciodată. Cu lux de amănunte țin minte totul, dar aș vrea să pornesc de la ziua de sâmbătă, fiindcă tragedia s-a întâmplat în duminică ziua, dar sâmbătă soțul era la un eveniment și eu i-am zis feciorului mai mic, zic, Bogdanel, tăticu se duce la nuntă să cânte, iar noi rămânem, hai să facem o petrecere. Dar eu aveam vreo 3 luni înainte de a se întâmpla tragedia noastră. Eu parcă nu eram eu. De felul meu, eu sunt o fire foarte veselă, foarte pozitivă, foarte energică, dar nu știu cum să zic, sufletul meu îmi spunea parcă că Victoria te așteaptă ceva, dar niciodată nu m-am gândit la Bogdanel. Mereu mă temeam de băiatul mai mare, că era plecat în Marea Britanie, sau chiar de mine, parcă, știți, eu înțelegeam că ceva o să am eu, o tragedie mare o să fie, parcă sufletul îmi zicea, dar mereu vreau să alung parcă gândul ăsta și ziceam că Vica, gândește la bine. Și iată, în ziua aceea, eu parcă mi-am luat inima în dinți și zic, hai să facem, Bogdanel, o petrecere. Și el zice, mamă, hai să facem, el atât de mult s-a bucurat. Am invitat-o pe verișoara soțului, care e profesoară de clasele primare și care făcea adăugător cu Bogdanel. El era foarte atașat de ea și de fiica ei. El a învățat aici, la Budești sau la Chișinău? El a învățat la Chișinău jumătate de an, fiindcă noi, când s-a întâmplat tragedia, noi aveam exact un an de când ne-am mutat aici la Budești și copilul respectiv era repartizat la liceul Miguel de Cervantes din Chișinău. El a învățat acolo jumătate de an, pe urmă noi am înțeles că e greu că pentru el, că trebuie să-l trezim mai devreme și zic, da, ce să-l chinuim pe copil, să-l transferăm aici, că liceul aici e destul de ok, e renovat, e un director nou, adică tânăr, cu viziune. Și cine are de făcut studii face și la Miguel de Cervantes. Da, dar liceul chiar era foarte bun, fiindcă eu tot sunt în domeniul învățământului și chiar, adică mă interesează, îți dai seama dacă... Și am invitat-o pe Mariana, verișoara soțului, cu fiica, o prietenă de-a mea și o prietenă care venise recent din America. Le-am invitat la noi. El în ziua aceea era, cum să zic, atât de deosebit. În primul rând era parcă prea cu minte, totodată și cu minte și vesel, plin de viață. Atât de binevoitor, s-a dus în bazin cu fetele astea, cu fiica Mariani, o cuprindea când pe Mariana, când pe fiica ei, adică mereu zicea că, mami, vreau să mănânc și asta, și asta, adică el la noi era cam alentat la mâncare, să zic așa, dar în ziua aceea parcă vroia de toate să mănânce. Acum, dacă stai și te gândești, ar fi trăit ziua și parcă ar fi ultima. Da, exact. Și Mariana, ea fiind pedagogă, deci profesoară de clasele primare, vă dați seama că ea cunoaște și ea îi zice, Bogdan, ceva nu e, ceva e, tu astăzi ești mai deosebit, parcă ești prea bun, prea iubăreț, adică el o cuprindea. Ei, am stat noi ore bune, vreo 6 ore am stat, ne-am bronzat, am
ne-am distrat, adică el s-a distrat în bazin, pe urmă iarăși ne-am mai jucat fotbal cu el, că el frecventa fotbalul. Și iată, oaspeții au plecat, noi am rămas, eu am făcut ordine aici în curte, la foișor, tot. El a vorbit cu soțul prin video, adică l-a sunat cu apel video, a vorbit cu băiatul, cu fratele său. Și la un moment dat noi am intrat în casă, deci m-am așezat aici în living, dar el era în dormitorul băiatului. Fiindcă din moment când a plecat băiatul în Marea Britanie, el nu a mai vrut să stea în odaia lui. El pur și simplu s-a mutat în odaia fratelui și a dormit pe locul fratelui. Și iată că, stând aici, el vine și îmi zice, mă mică, vine, te rog frumos și te culcă cu mine. Ca eu să adorm cu tine, dar pe urmă să vină tăticul și o sculci cu mine. Și s-a primit că ultima noapte el s-a culcat cu mine, dar s-a trezit cu soțul. Deci eu m-am culcat cu el și nu mai am pus mâna așa pe el, el a adormit. Și la un moment dat, stând așa în pat cu el, nu pot să vă spun, adică e ceva de necrezut. Dar eu vedeam o umbră neagră, parcă se apropia spre noi, știți? Eu m-am ridicat, am început să spun tată nostru, m-am ridicat și m-am dus în dormitorul meu și am citit Paraclistul Maicii Domnului, că eu îl citeam des. Și a doua zi m-am trezit, mai puțin mai târziu, că m-am culcat chiar foarte târziu, pe la vreo aproape de 3, că nu puteam să adorm. Soțul a venit și el și imediat s-a culcat, că eu am scris soțului că să te culci, vii și te culci lângă Bogdanel. Noi ne-am trezit și soțul îmi zice, uite, un cumătru de-a nostru ne invită la el în ospiție, la piscină. Zic, dar cumătrul ăsta de mai multe ori ne invita în ospiție și eu zic, dacă eram într-o stare de asta, nu știu cum să o numesc, bulversat, așa, mă. Nu vroiam să mă duc nicăieri, nu vroiam să ies nicăieri. Acum soțul îmi zice, uite, mie așa mi-e incomod, că într-adevăr l-au botezat pe Bogdanel, eram în relații foarte, foarte bune cu ei și zice, mie mi-e incomod, cumătrul de atâtea ori ne invită, zice, hai să ne ducem. Ei, și eu zic, da, într-adevăr, zic, nu-i frumos de atâtea ori, noi refuzăm. Și iată că îi zic lui Bogdanel, ne ducem la Nanu Nelu, la bazin, cumătrul ăsta avea doi copii, practic aceeași vârstă cu Bogdanel. Și el așa s-a uitat la mine și a zis că, mamica, Nanu Nelu are bazin în pământ? Dar eu așa m-am înspăimântat de cuvântul ăsta, pământ, parcă, și zic, da, de fapt era în pământ, că la noi e de ăsta care cumperi. Gonflabil. Gonflabil de ăsta, da. Și iată, noi am ieșit, ne-am urcat în mașină, dar ce vreau să zic, că ultima perioadă, vreo două luni, să zic așa, el era foarte îngândurat, foarte... Noi când ne urcam în mașină, el înainte lua telefonul meu mobil și stoca diferite jocuri. Când mă uitam pe ecranul telefonului, erau foarte multe jocuri. Și el zâmbea atât de haios, că mamă, ți-am stocat jocurile. Dar de vreo, să zic așa, vreo lună de zile, el s-a urcat în mașină în spate și pur și simplu nu cerea telefonul, nimic, pur și simplu s-a uitat așa pe geam, încândurat și trist. Parcă și l-a rămas bun, știți? Eu atunci vroiam, adică eu înțelegeam că ceva se întâmplă cu copilul, dar credeam că e doar mult de fratele mai mare, fiindcă avea o legătură strânsă, o relație care toți mirau, zice, n-am văzut așa relații între frați. Și credeam că el suferă din cauza asta. Victoria, dar starea asta, tu ai văzut acea umbră, el îl vedea îngândurat, abătut, pe tine nu te-a pus pe gânduri, nu știu, să mergi la biserică, să mergi la un psiholog. Dar eu permanent, adică ca să înțelegi, Adriane, eu... Permanent noi ne-am dus la biserică și la mănăstire, adică am avut așa un caz, eram însărcinat cu Bogdanel, având 4 luni de sarcină. Cineva mi-a recomandat să mă duc la ultrasonografie, la un medic mai renumit, mai bun, dacă era atât de așteptat 12 ani diferența.
Iată, eu m-am dus la ultrasonografie și acolo îmi zice domnul ăsta, zice, doamnă, copilul noastră e bolnav, e daun, noastră trebuie să întrerupiți sarcina. Îți dai seama, eu aveam aproape 5 luni de sarcină, eu eram atunci distrusă și din momentul acela, eu în fiecare joi mă duceam la Sfintele Maslu, la Mănăstirea Hâncu, deja mă știa călugărul acela Pietru. Pavel, duhovnic, niște prieteni de-a noștri, el e preot și e, duhovnic. E Pietru, dar acolo la mănăstire e Pavel, da. Deci și eu frecventam, adică toată sarcina am frecventat mănăstirea și am făcut amniocinteză, m-am dus la medici și medicii zice, haideți să facem amniocinteză ca să vedem precis dacă copilul, am așteptat 5 săptămâni această analiză. Adică îți ia din burtă, îți faci ultrasonografie, îți ia un lichid și deja spune lichidul celălalt, se duce la laborator și mi-a zis, copilul meu ăsta e perfect sănătos. Adică, ca să înțelegi, eu de multe ori stau și mă gândesc că, Doamne, totuși, Dumnezeu a vrut ca el să apară. Fiindcă dacă eu nu mă duceam la medici, dacă nu mă interesam, eu putem să ascult medicul celălalt și să întrerup sarcina. Și eu permanent, adică am frecventat biserica, noi... Da, să mergeți la un psiholog, pentru că ceva tu vedeai, că ceva se întâmplă, comportamentul lui, pentru tine starea asta? Sincer, eu să nu supere psihologii, dar eu cred că eu sunt mai bun psiholog ca toți psihologii, fiindcă nu poate psihologul să te ajute. Aici poate să te ajute numai rugăciunea și numai credința. Și iată, adică... Ziceați că erați pe drum spre... Da, eram pe drum și zic, haideți... El zice, tăticu, eu am uitat ochelarii de bazin. Hai să trecem să-i cumpărăm ochelari, să-i cumpărăm șlapi, noi niște șorți, mai eu. Eu îl țineam de mânuță. I-am cumpărat tot ce el și-a dorit, dar și la un moment dat ne-am întâlnit cu niște cumătri în ani de-ai lui. Și el a ieșit din mașină și zice, astăzi este cea mai călduroasă zi din viața mea. Ei, dar eu zic, e copil de 8 ani, știi? Cumătra aceea l-a văzut și zice, Bogdan, tu așa ești de bronzat, atât ești de frumos. Și ea mi zice, tu știi, eu mă uit la Bogdanel, el e prea frumos, parcă e prea frumos. Eu zic, ei, cumătra, știi cum? Și îți dai seama că peste 20 de minute... se întâmplă tragedia. Noi intrăm la cumătri. Viorel nici n-a reușit ca să intre în ograd. Am intrat eu cu Bogdanel. El m-a rugat să-i țin prosobul ca să-și schimbe hainele. Și la un moment dat eu cum aranjam prosobul, eu îl văd în bazin, dar cum în bazin? Deci pe scări. Așa coborându-se pe scări. Și el era cu ochelari pe ochi de apă. Și eu îl văd că el se înădușă. Și eu zic, cred că se joacă. Dar era în apă? Era pe scări, adică. A, pe scări. Tot era apă, dar undeva, da, adică nu era în apă. Până la jumătate, cum ar fi. Un pic chiar mai mult, așa. Undeva așa era. Și eu am văzut că el parcă se înădușă, sufocă, zic, se joacă. Când am văzut deja a doua oară că așa face, eu am început foarte tare a striga. Acolo în bazin era prietena feciorului, adică a cumătrilor, l-a luat în brață și imediat eu strigam, a venit Viorel, l-a luat în brață și a zis, Bogdanel, de ce tu te-ai dus în bazin fără tăticu? Și a zis, tăticu, mie mi-e rău. Ultimele cuvinte au fost, tăticu, mie mi-e rău, el a vomitat și pur și simplu a închis ochii, parcă a pierdut cunoștința. Clar că noi nu ne gândeam la deces. Mă gândeam, Doamne, poate cine știe, dar ca să înțelegi, Adrian a fost un copil atât de sănătos, eu niciodată nu am stat cu el în spital, nimic absolut, n-am avut probleme de sănătate, a fost un copil sănătos. Și cum la un copil perfect sănătos s-a ajuns la deces? Iată, nici noi, până astăzi, noi nu știm motivul decesului copilului. Deci el a pierdut cunoștința, soțul a început să-i facă respirație artificială cu cumătru, a început să facă, cumătru cel a făcut armata prin Germania, nu știu unde, știți că acolo învață. Da, ambulanța, ați chemat-o? Da, eu am chemat ambulanța, am venit foarte greu în 40 de minute, ambulanța a venit. Înainte de 40 de minute, eu mă rugam,
cred că am spus tatăl nostru de 100 de ori. Și... Dar voi unde erați, în ce localitate? În Chișinău, Schinoasa. Păi municipiu Chișinău și așa de greu 40 de minute. A venit salvarea. Deja noi eram într-o stare, când a venit salvarea, soțul s-a pus în genunchi în fața Doamnei și zice: spuneți-mi, vă rog, ce cu băiatul meu, vă rog, ajutați-ne. Și ea zice: ce-i, copilul s-a necat. Noi, dacă eram în starea asta de șoc, deci ei au acordat într-un fel primul ajutor, alții zic că trebuia să-i facă resuscitare la inimă, ceva. Ei au pus o injecție aici la vână, la mânuță. Copilul avea puls, el era viu, adică... Dar nu era conștient. Nu era, el era ca un fel de comă, să zic așa. L-a luat salvarea, l-a preluat salvarea. Noi ne-am urcat și noi, Viorel era într-o stare, soțul extraordinar, dar necătând la asta s-a urcat la volan. Ne-am dus acolo, 2 ore am stat, tot spitalul acela plângea când ne vedea în ce stare era. Ei spuneau că rugați-vă, că o să fie bine, dar eu undeva în suflet simțeam că nu o să fie gata. Parcă cineva îmi spunea că gata, Bogdan, pleacă. A venit momentul când mi-au dat ei ceva calmante, așa, au început să mă întreb dacă mai avem copii, zic, da, mai am un băiat. Soțul era într-o stare, el foarte tare, un strigăt și un plâns de ăsta, că el, dacă e interpret și cânt cu voce, zic, Doamne, am să pierd vocea definitiv și mă temeam și de el să nu moară, chiar eram într-o stare. Îi rugam, zic, puneți-ne ceva de liniștire soțului, măcar ei n-aveau nimic, adică e de groază să ne merești în așa situație și nu te poate ajuta. Deja acolo au venit cu mătri, nași, prieteni, au venit, au chemat altă salvare, au venit, ne-au pus, vă dați seama, ei nu ne-au... Adică voi ați chemat ambulanță, dar n-aveau cu ce să vă ajute și cum să vă ajute. Nu, noi eram deja la spital acolo. Mm-hmm. Și acolo la spital le ziceam, zic, puneți ceva soțului să se liniștească, că să moară soțul. Și eu nu știam, deja eram într-o stare. Dar copilul în ce stare? L-au luat în reanimare? În reanimare l-au luat, dar acolo ei s-au luptat 2 ore și ceva undeva, pe urmă au chemat și mi-au zis că, Doamne, uitați-vă, noi am făcut tot posibil și imposibil, dar copilul nu și-a revenit și el... Și eu, știi, Adrian, în clipele celea, nu știu, Dumnezeu mi-a dat atâta putere și m-am gândit la ficiorul mai mare, care nu era cu noi, și zic, Doamne, eu trebuie să fiu tare. Respectiv, când l-am chemat pe soț și i-am spus, era de groază, nu puteau să-l ții, adică era strașnic, clipi de groază. Nu doresc nimănui să treacă prin asta. Vi s-a permis să mergeți să-l vedeți acolo sau nu? Nu. Deci, noi eram într-o stare deja, pe noi a venit acolo altă salvare, a venit la spital, fiindcă ăștia de la spital nu aveau nimic. Au venit, ne-au pus calmante, deja ne-au luat, duceți-i acasă, că starea e foarte gravă. Noi am venit acasă, aici venea permanent salvarea. Și finii noștri, noi avem 7 fini de cununii și primii fini, nu mai erau în țară. Ei deja s-au ocupat de toate. Adică noi eram aici într-o stare e de groază, să zic așa. Dar eu le spuneam mereu, zic, vă rog, eu insist ca să fie medicina legală, să intervină ca să știm motivul, fiindcă, Doamna, vă zic, mi-a spus copilul s-a necat. Cu mătrul ăsta care eram la el, el plângea și zice, cum s-a necat, el nici nu a reușit. Deci finii au plecat la morgă, tot seara deja au spus medicina legală, au spus verdictul, deci stop cardiac de etiologie necunoscută. Și ei zic că peste 40 de zile noi o să vă spunem exact din care motiv copilul a făcut stop cardiac. De ce atât de mult, 40 de zile? Nu știu, că la laborator să vadă, adică peste 40 de zile i-au zis soțului că, domnul Viorel, nu îmi pare rău, dar noi nu avem un răspuns clar, adică noi un lucru vă putem spune, că
Copilul era perfect sănătos, toate organele, au verificat organele, deci tot absolut era sănătos, adică în plămâni nu s-a găsit nicio picătură de apă, capul, toate organele, totul, tot. Și inimioara, deci deja ei se uitau la inimă, adică... Și inimioara exact așa, nu avea nimic, adică și peste 3 luni deja au venit chiar scrisoare. Unde ne-au anunțat că nouă ne pare rău, dar noi nu putem să vă spunem de ce. Copilul era perfect, sănătos. Unicul lucru ce ne-au zis, că să-i spuneți mulțumesc Domnului că s-a întâmplat așa, că putea să întâmple acasă în timpul somnului, putea să întâmple la școală, putea să întâmple oriunde, în timpul meciului, adică în timpul antrenamentului. Pur și simplu s-a oprit inima și atât. Victoria, tu crezi în mistică? Eu cred în Dumnezeu. Dar tot ce s-a întâmplat, tu și cu fiul tău și până la decesul fiului, cum crezi tu, de ce s-a întâmplat asta cu tine și cu familia ta? Eu cred că undeva în dinastia mea a fost un blestem, un păcat mare au făcut. Eu cred că asta nu e zadar ceea ce s-a întâmplat. Adică, nouă așa și ne-a spus la biserică, deci biserica unde noi l-am botezat, noi când ne-am dus să-i ridicăm de 40 de zile, fiica părintelui i-a spus soțului că, domnul Viorel, așa e cât nu asta nici până ziua de astăzi, nu știți motivul, de ce copilul, de ce, dacă el era perfect sănătos. Și el zice, da. Zice, să știți că Bogdanel este un salvator pentru familia, pentru dinastia. Generație. Fiindcă odată cu plecarea lui s-a rupt lanțul ăsta de rele. De ce anume Bogdan, fiul care era un copil foarte dorit, 12 ani? Asta, mai Dumnezeu poate să răspundă la întrebarea aceasta. Și clar că eu am avut foarte multe întrebări și prietenul ăsta de familie care este preot, eu îl întrebam, plângeam și îl întrebam, zic, de ce părinte m-a pedepsit atât de mult Dumnezeu? Că n-am făcut parcă la nimeni rău și el zice, Dumnezeu nu te-a pedepsit, știi că Dumnezeu te iubește foarte mult, dar el știe de ce a decis așa și să știi că datorită îngerașului ăsta Bogdanel, el o să fie protectorul vostru și o să vă aduc încă multe multă fericire în viața voastră. Și o să vă protejeze familia. Și o să ne protejeze familia, da. Victoria, noi discutam la telefon până la interviu și îmi ziceai că au fost multe zvonuri, că băiatul Bogdan s-ar fi necat, că ar fi avut unele operații. Nu este așa. Eu am rămas sincer perplex să zic, Doamne, chiar și atunci... Clar că eu nu mă mai uitam la comentarii, fiindcă foarte multe posturi de televiziune au dat știrea, da? Și erau comentarii, mulți îmi ziceau, deci chiar un student care a făcut studii la universitate, eu activez la Universitatea de Stat de Educație Fizic și Sport, nu, m-am întâlnit cu el întâmplător peste o perioadă și el zice, doamna Victoria, zice, până la urmă, ce s-a întâmplat? Că zice, am citit chiar niște comentarii acolo unde ziceau că păi n-aveau grijă, nu au avut grijă de copil și copilul i s-au dus la distracție, fără supraveghere. Știi, Adrian, eu am zis că, Doamne, eu iert pe oamenii ăștia care fac lucrurile astea, că știți, când rana sângerează, ei taie încă pe viu, da? Îți pare rău că oamenii nu au nimic sfânt. Adică... De ce te-am întrebat? Pentru că eu știu despre ce vorbești în cazul dat, pentru că chiar mă uit la interviurile pe care le plasez, oamenii încearcă să comenteze, să critique, fără să trăiască, să cunoască istoria, povestea, să cunoască adevărul, fără... Nu poți să trăiești, să simți viața omului până nu trăiești viața lui. Până nu mergi în calță, încălțămintea lui și mergi. Și pentru tine au fost dureroase mesajele astea. Sigur, foarte. Adică, Adrian, copilul ăsta a avut de toate. A avut o copilărie fericită și
ne-a făcut sincer și pe noi mult mai fericiți și mult mai înțelepți. Și atât de mult ne-a consolidat în genere familia și relațiile între frați au fost, zic, toți îmi ziceau, n-am văzut așa relații frumoase, chiar dacă, mă rog, Dumnezeu ne l-a dat numai pentru 8 ani, dar să știi că dacă cineva ar zice că Victoria, uite, întoarce în timpul înapoi, tu ai vrea ca el să apară și pe urmă Dumnezeu să-l ia și eu aș zice că da. Măcar 8 ani, dar am fost atât de fericiți și atât de împliniți. Cât e de greu unei mame să-și vadă acum copilul doar din fotografii? Foarte greu. Foarte. Dar să știi că mă ajută numai rugăciunile. Adică, l-ai visat după? Da. Am avut un vis foarte... Eu mereu mă rugam la Maica Domnului, zic... Măiculița, Doamne, ajută, dă-i, Doamne, să-l văd în vis. Clar că eu îl visam, dar îl visam, știi, mai mic sau nu vorbea. Sau... Dar în septembrie, se primește, da, în septembrie, acuși o să fie un an, eu am visat un vis atât de clar care nu-l voi uita niciodată. Deci am visat, parcă noi locuiam, dar nu aici, alt casă, o casă imensă, foarte mare, dar în mijlocul unei păduri. Era foarte, foarte multă verdeață. Parcă eu cu soțul am venit, de undeva am venit, și Bogdanel era pe un fotoliu de ăsta care, știi, se culcă așa. Uh-huh. Era îmbrăcat cum privim noi în filmele astea despre Iisus Hristos, tot în alb, se vedeau numai tot lung, așa, o cămașă de asta, parcă lungă, lungă, se vedeau numai piciorușele, mânuțele, fața. El era mai mare, ca și cum ar crește cu un an. Și el parcă vorbea, și eu îi zic lui Viorel, Viorel, Bogdan a înviat. Parcă vorbeam cu Iisus Hristos și strigam, Doamne Iisus Hristoasă, ce minune ai făcut, mi-ai înviat copilul. Și el zice, da, mămica, Iisus Hristos a făcut o minune și m-a înviat. Să știi că eu sunt viu și sunt cu voi și voi fi permanent numai cu voi. Adică un vis atât de real și eu m-am trezit, eu m-am simțit că eu am fost acolo, nu știu cum să zic, adică... Dar după moartea lui Bogdan, ai mai simțit ceva în casă, lucruri așa stranii sau nu? Sigur, eu, deci numai... Chiar înainte de a-l mormânta, eu m-am culcat, dacă îmi dădeau atâtea pastile de astea care te... Liniștire, de liniștire, probabil. Da. Și un pic așa am adormit și eu prin somn am simțit cum buzile lui mă sărutau pe frunte, pe obraj, așa. Adică îi simțeam... Prezența, da. Plus la asta... Familia mea, deci feciorul, soțul nu prea permiteau ca eu să rămân singur acasă, pentru că ei își făceau griji. Permanent eram cu cineva și la un moment dat, undeva peste jumătate de an, eu le-am zis, nu vă faceți griji, că eu sunt ok, eu pot să stau singur acasă. Și eu parcă îi simțeam, așa la umărul meu, îi simțeam parcă prezența. Plus la asta, când mă puneam aici pe canapea, iată, când te culci pe canapea aici, vezi scările și el parcă piciorușele lui pe scări mergeau. Și soțul pe urmă mi spune că eu fix așa, eu stau pe canapea și văd piciorușele. Ceva divin oricum există. Clar că există și eu mereu zic că copilul meu nu a decedat, el a plecat la Doamne, Doamne, așa zicea el. Dar cât de mare este durerea asta a unei mame? Nu pot să descrii durerea. E groaznic. Adică eu... îți spun că eu m-am mobilizat deoarece foarte mult citesc despre asta, foarte mult, adică vorbesc, mă duc la biserică și eu știu că creștinește este foarte mare păcat când tu plângi. Clar că eu plâng, dar mă strădui, iată, cu timp tot mai
să mă liniștesc, să am un echilibru așa, și când văd că deja e greu de tot, rugăciunea. Și să știi că rugăciunea mă ajută foarte mult. Dar asta e o durere care niciodată nu dispare. Pur și simplu te învați să trăiești. Deci trăiești cu durerea asta. Sunt deja 2 ani de când Bogdan nu mai este alături de voi. Tu cum ai învățat să trăiești? Cum au trecut ăștia 2 ani? Adrian, eu îi spuneam soțului, zic, uite, mie nu-mi vine să cred că-s 2 ani, parcă îmi pare că să fiu câteva zile. Adică, ce să zic, primul an a fost cel mai greu an. Practic, eu nu vroiam nimic, nu vroiam să trăiesc, eu nu făceam mâncare, eu nu făceam nimic. Eu veneam, mă culcam și stăteam culcată și plângeam și ziceam, de ce, Doamne, eu trebuie să trec prin așa chin? Adică era foarte greu, da? După un an, parcă un pic mai ușor, mai ușor. Dar să știi că eu trăiesc și merg înainte și voi merge. Dar există viață? Există viață. Fiindcă mă gândesc, mereu mă gândesc așa că Bogdanel nu o să-i placă. El era un copil care, ziceam, foarte deosebit. El mereu îmi făcea mie complimente. El la 2 ani vorbea rusa și română la perfecție. Și el îmi spunea niște complimente care un copil nu poate spui. Adică noi toți ne miram. Adică avea un fel de a fi mai deosebit. Era chiar un copil deosebit. Și el mereu mă admira pe mine, mă zeifica, mereu îmi zicea, mamă, tu ești ce mă frumoasă, mamă. Și eu, de multe ori, să-ți zic un caz, deci eu nu vreau, nu aveam putere să mă trezesc, să mă duc la serviciu, da? Și spuneam soțului, eu nu mă duc la serviciu, că nu pot, nu sunt stare. El zice, bine. Și la un moment dat, uite, parcă cine, nu pot să spun, o forță, îmi spune, parcă scoală din pat și du-te la serviciu. Eu mă duceam la serviciu. Mă duceam mai devreme decât să începea programul. De exemplu, la 7 și 15 deja eram, că soțul trebuia să fie mai devreme. Mă ducea pe mine și pe urmă pleca și el. Eu mă așezam în fotoliu și parcă îmi spunea, mama, ești machiază. Uite, vocea lui parcă spunea, mama, machiază-te. Și uite, iarăși, Adrian, da, eu mă machiam, mă făceam, mă îngrijam și pe urmă am auzit așa niște vorbe că oamenii, chiar și de la serviciu, spuneau că, păi uite, eu de ce da copilul, dar ea se machiază, e aranjată, e îmbrăcată. Și eu când auzeam astea zic, păi da, dar voi, adică eu nu le ziceam lor nimic, eu zic, Dumnezeu cu voi, știți cum, că oamenii nu înțeleg ce e asta. Dar eu îmi ziceam mie, zic, bine, dar ei ce vor, să mă vadă și pe mine... În mormânt? În mormânt. Până da, în mormânt e ușor să te duci, da? Dar te duci atunci când e voia Domnului și când este ceasul. Una la mână, doi la mână, eu mereu mă gândesc, zic, stai că eu am un copil. El și așa e foarte traumat și zic, eu dacă nu mă iau mâini și dacă nu mă mobilizez, ce o să distrug viața lui? Da. Exact, da. Am soț, am... obligațiune, cum îmi zicea preotul, draga mea, tu trebuie permanent să-l pomenești, să te duci la liturghii, la slujbe, să-i faci ridicări, fiindcă asta e menirea ta deja. Și zic, cine o să facă asta în locul meu? Dar până la urmă, Victoria, oamenii și aici fac o greșeală pentru că ei analizează omul după înfățișare. Dar după nu știu ce e în suflet. Nu știu, da. Ce aveai tu în sufletul tău. Aici e ambalajul, nu mai știi cum, dar în suflet numai exact. Omul știe. Exact, machiajul acoperă doar suferința care o ai, da, în suflet, dar nimeni nu poate să știe ce simți tu în acea zi. Da, plus la asta aveam așa replici, de exemplu, ca să înțelegem, ziceam, tu ești foarte puternică. Uitam și eu zic, cu ajutorul Domnului sau... Cum putea să se întâmple ție una ca asta, tu atât de credincioasă, mereu pe la mănăstiri? Adică, iarăși, știi? Și eu zic, totu-i voia Domnului. Acolo sunt... Noi multe întrebări avem, dar răspunsul o să-l primim. Victoria, tu spuneai că tu continui să trăiești, viața continuă, dar vreau să te întreb, cum s-a schimbat viața asta?
Să zic așa că viața s-a schimbat la 180 de grade, da? Deja eu nu sunt Victoria ceea care am fost, Victoria ceea a murit odată cu Bogdan. Eu deja nu sunt așa deschisă cu oamenii. Nu sunt atât de... Asta este o lecție. Nu am atâta încredere în oameni. Și eu am înțeles că tot ce am mai scump pe acest pământ e soțul și copiii mei, care unul este în cer și altul e pe pământ. Ăștia sunt prietenii mei cei mai buni, sunt iubiții mei, ei sunt tot. Asta eu am înțeles și eu am înțeles că fiecare clip trebuie să o trăiești ca pe ultima. Tu mai ai învăiat, spuneai, ce vârstă are acum? 22 de ani. Să fii sănătos. Vreau să te întreb dacă frica asta pentru copii, cu orice părinte o are, a devenit mult mai mare acum. Sigur. Sigur. Și eu, știi, Adrian, uneori, eu cred că el poate și mă înțelege, dar uneori eu singur pe mine mă ocărăsc, zic, Doamne, dar de ce nu-i dau pace copilul? Permanent îl sun, permanent îi scriu și, adică, foarte mult retrăiesc pentru el. Și clar că el e tânăr, e foarte brav, adică noi ne mândrim, el lucrează în poliția criminală, a finisat studiile, adică e un băiat foarte, foarte brav. Numai că e foarte afectat și el. El probabil o să te înțeleagă atunci când o să aibă familie și copii. Atunci o să te înțeleagă pe tine cât de mare este grija asta. El mereu îmi zice, mamă, eu pe tine te cunosc, o femeie puternică, o femeie bravă și așa vreau să te văd. Și eu înțeleg asta, că el are nevoie de mine și eu mă strădui să fiu veselă. Adică chiar dacă uneori vreau să plâng, să urlu, dar niciodată nu e în prezența lui. Adică eu permanent sunt veselă, sunt cu el, pe aceeași undă, să zic dar așa. Dar ce te face puternic? Ce te face să mergi mai departe? Ce mă face? Mă face, iată, băiatul meu, el. El e lumina ochilor mei, el e tot absolut. Familia, soțul? Soțul, da, sigur, soțul. Eu știu că dacă soțul mă vede pe mine fericit, și el e fericit, fiindcă soțul foarte mult suferă, foarte mult suferă. Și eu înțeleg că dacă el mă vede pe mine în halul ăsta, o să sufere și el. Și nu, el, clar că el își suferă, dar o să fie consecințe grave. Fiindcă noi, clar că noi primim tratamente odată la jumătate de an, noi facem pe curători, fiindcă altfel nu poți. Adică neapărat este intervenția medicilor, adică ceva de liniștire, de nu ne fac, fiindcă iată chiar acum recent am avut, toți trei am primit pe curători. Sperăm că peste un an, doi, nu o să apelăm la așa servicii, dar acum până când e nevoie de asta. Virel, primești și tu condoleanțele mele. Îmi pare foarte rău ce s-a întâmplat cu Bogdan. În familia voastră îmi pare foarte rău. Trebuie să mergeți înainte să fiți puternici. Vreau să te întreb. Soția spunea că în noaptea când s-a întâmplat tot, adică a doua zi s-a întâmplat, dar în noaptea respectivă tu ai venit de la un eveniment și te-ai culcat alături de Bogdan. Ca tată, cum te-ai simțit? Ce ai simțit? Da, din considerente că el, de fapt, de la 5 luni mai mult a crescut cu mine, că așa e serviciu și eram aproape, locuiam aproape de serviciu soții. Am luat o decizie să plece la lucru un pic mai devreme, să nu mai stea tot. Și am stat eu mai mult. Atunci a fost decizia mea, zic, eu mă isprăvesc. Și așa a fost o deprindere. Domnul să-l odihnească acolo în ceruri, dar era o deprindere la dânsul. Fără mine nu se culca. Numai doar când eram, că dacă sunt interpret, vă dați seama că mai aveam ceremonii. Și oricum, el îmi spunea că, tata, când te întorci noapte, vii și te culci numai decât lângă mine. Era o regulă. Da, deja eu zic, Bogdanaș, tu 7-8 anișori, tu ești marișor, deja nu pot. Eu o să dorm până o să mă căsătoresc cu tine. Referitor la ultima noapte, dacă vă dați seama că de la 5 luni până la 8 ani a dormit numai cu mine,
m-am culcat, l-am cuprins, ca de fapt în fiecare noapte. Dar și... tu nu simțeai nimic. Soția spunea că în ultima perioadă simțea că și Bogdan s-a schimbat, ca tată, nu simțeai nimic. Mă punea în gardă numai toată fericirea, că zic că am realizat un vis al nostru, o căsuță aparte, lângă oraș, cu de toate și totuși undeva în adâncul sufletului mă gândeam că nu poate să fie atâta, că așa e formată viața, probabil. În seara aceea n-am simțit nimic, a doua zi de dimineață, când ne-am pornit de fapt la cumătru și el și-a uitat toate ochelarii lui la piscină și zic nu, fiindcă suntem alături, zic hai tăti cu să cumpărăm tot nou. Cu maică zice că chiar e bine, că noi dacă aveam piscină și aici el sărea și ne-am dus, i-am cumpărat tot nou. Și în momentul când măsura șorți, vânzătorul îi spune, zice că era un bărbat, îi zice că bă, bravo, Bogdanaș, asta, tu ești viitorul, tu ești stâlpul și cănuța de apă lui tăticu. Și atunci e că el mi-a spus, ei, nu știu. Și atunci tare m-a pus pe gard, dar zic, poate e copil, știți cum, speranța mare ultima, nu poți să te aștepți. Și nu m-am așteptat niciodată în viață, dar așa vrut Domnul, nu dau vina pe nimeni, nu cer explicații nici de la Dumnezeu de sus, nu cer de la nimeni, că fiindcă în mâinile mele s-a întâmplat și a lui Nanului, din păcate cu Nanu rar ne putem vedea, că numai ne vedem și plângem, adică nu sunt Doamne, nu port nici cel mai mic, se recunoscător până la pământ, că a stat cu mine până ne-a căzut la ambii piele de pe genunchi asupra lui și i-am acordat primul ajutor. Dar voi ce ați făcut atunci când l-ați văzut pe el, l-ați scos și el practic nu răsufla? În brațele mele, el mi-a spus, cum recent v-a spus și soția, el mi-a spus, tata, mi-e rău. Asta a fost ultimele cuvinte. Și atât. Eu l-am luat în brață, l-am pus imediat jos, atât cât cunosc eu, cumătru este și mai mare ca mine, el cunoștea și mai bine primul ajutor cum să-l facem. Atunci, în momentele cele, m-am gândit așa, dacă intru eu în panică ca tata, atunci la ce mai sunt tată? Eu m-am mobilizat, cu toate că nu mă simt cel mai tare de caracter, sau, dar că așa suntem noi bărbații, dar la moment Dumnezeu m-a înzestrat cu putere, știți, cu să mă pot mobiliza, să-i acord primul ajutor. Până am acordat primul ajutor la tot. Eu tare bine am înțeles că nu este nec, nu este copil. Dar ce anume ați făcut? Respirația artificială, până am văzut că iese curat aerul din plămâni. Atunci am înțeles că trebuie să pulsăm numai inima. Din păcate, salvarea a venit când a venit. Nu dau vina nici pe ei, că așa... Dar nu ați scris o plângere Trăim într-o... N-am mai scris plângeri, că asta nu mi-ntoarce copilașul înapoi. Și până la urmă, cauza? Cauza până la urmă este stop cardiac cu etiologie necunoscută. Asta, de fapt, mi-a rămas și ultimul document pe lui îngerașul meu. Și chiar clar scrie stop cardiac de etiologie necunoscută. Asta e rezultatul. Dar de unde? De unde? Legale. Când un copil perfect sănătos... Fotbalist, știți, n-am observat niciodată, din contră, venea de la antrenament, de la joc, îl aduceam eu, că vă dați seama, totdeauna continuare, tati, mai bate, hai să batem mingea, hai să alergăm, odată n-am simțit o oboseală, ceva în el să simt că el vrea să vină acasă, de exemplu, să culce, nu.
Probabil că este voia Domnului de sus. Eu nu mă voi întorc. Peste o lună ați primit rezultatele de la medicul legist. Eu am primit, da, am fost chemat și la expertiză. Da, am fost chemat și la poliție și... Și medicii au o explicație. De unde la un copil sănătos stop cardiac? Iată că și în certificat constatător al decesului e scris clar negru pe alb și am stat de vorbă și cu medicul legal și dumnealui mi-a spus, din păcate, copil sănătos, dar nu avem explicații și mai sunt cazuri de felul dat. Ca durere, nu-i nimic. Nu-i nimic mai strașnic. Ca să-ți moară copilul în mâinile tale. Tu spuneai că în ultima perioadă nu credeai că totul poate să fie atât de frumos și atât de bine, atât de liniștit cu familia și la tine acasă. Mulți cred că viața unui artist, viața unui interpret e frumoasă. Așa cum o văd ei pe scenă, așa cum o văd ei la un eveniment. Este așa sau nu? Da, eu în scurt timp, cu ajutorul unor prieteni, așa, și țin mult să le mulțumesc. Mulțumesc Domnului că mi-a dat ce mi-a dat. Fiecare om își are carul său și durerea sa și o poartă cum poate. Probabil asta este a meu. Și chiar la momentele cele grele, după 40, după câteva luni, au venit la masa de pomenire mai mulți, cunoscuți fiecare cu durerea lui și chiar din lumea artei s-au apropiat de duhovnicul nostru, că el mereu, de la prima clipă, a venit duhovnicul, preotul nostru, care țin foarte mult să-i mulțumesc, numai asta ne-a întărit rugăciune și el a fost lângă noi, chiar el s-a așezat acolo de la spital, a mers preotul la volan, la mașina noastră și cu matușca. Sunt oameni de aur, el este preot, de fapt nu e în Chișinău, e preot la Lozova, mi s-a alepit. Sufletește, da. Și am rămas chiar și ca prieteni de familie și suntem până ziua de azi. Țin mult să le mulțumesc că ne-au ajutat, atât și prietenii, rudele. Și cine a dorit, mă rog, fiecare interpretează cum le place, dar eu știu ce s-a întâmplat și nu vreau viziunea nimănui, că asta a fost doar în mâinile mele și eu știu prin ce am trecut și nu doresc la nimeni. Nu doresc nici la cel mai mare dușman a dușmanilor mei să treacă prin ceea ce trecem noi am trecut și mai trecem până ziua de astăzi. Dar asta ne este soarta și mulțumim Domnului dimineața și seara când ne trezim. Și probabil că mi-a dat să... Acum trebuie să luptați pentru băiatul ăsta mare, care da, trebuie să-i fiți alături. Neapărat. Noi, toată privirea ne este spre el, că asta ne-a mai rămas. Vreau să te întreb, tu cum ai trecut peste ăștia 2 ani? Soția spunea că parcă mai ieri s-a întâmplat totul. Pentru tine, cum au fost ăștia 2 ani? Cum ai trecut? Este un calvar. Asta e nici în cel mai strașnic vis, nu mă întorc înapoi, dar cu credința, cu rugăciune, totuși, noi bărbații mai suntem mai chiar, dar oricum, cu credința și cu persoanele dragi, cu ajutorul lor, că multă susținere am avut, da, normal că au fost și comentarii, că fiecare știți cum e format, noi suntem formați de fapt toți oamenii, fiecare spune și interpretează cum îi convine Dumnezeu. Ai dreptate, dar înainte de asta trebuie să analizezi situația, să te uiți la situații cu ochi reali. Mulți putem să interpretăm, să criticăm, dar nu știi povestea, nu știi ce sunt omul ăsta, cum s-a întâmplat totul. Dar asta este. Noi uneori ne grăbim cu judecata și poate și noi suntem așa, poate și toată lumea, dar totuși când vine o durere am înțeles că trebuie să mulțumim Domnului și trebuie să ne rugăm să mergem înainte, că pentru asta ne este menirea. Te-ai gândit la vreo piesă care ai
putea să-i o dedici lui Bogdan? Da, neapărat acum este în lucru. O să aflați primii, probabil, că chiar vreau să-i scriu o piesă ca durere de tată și în memoria lui. De ce este moartea lui Bogdan? Cumva a afectat activitatea ta sau nu? Din potrivă. Te-a motivat ca să fii mai activ? Din potrivă. Adică, da, poate cineva nu vede acea persoană veselă, poate. Dar din punct de vedere profesional, eu socot că eu depun mai mult efort și mai mult în memoria lui, o să ridic capul. De fapt, a fost și un vis. Când după un an, după deces, atunci a fost ultimul meu vis care l-am visat, sper să-l mai visez, dar așa, parcă aici, la noi acasă, în drum, parcă el s-a pornit și eu m-am pornit de urma lui, la care el s-a întors și a strigat la mine, du-te înapoi. Și atunci m-am trezit și am ridicat capul și zic, trebuie să mergem înainte, că poate a dat Domnul, deci încă nu suntem în vârstă, poate a dat Domnul să ne mai apară un membru a familiei. Să vă ajute, Domnul. Suntem în proces de tratamente, de tot, dar cum a vrea voia Domnul, nu știți cum. Cu Doamne ajută. Vă mulțumesc mult. Viorel, Victoria, acum suntem la mormântul lui Bogdanel. Vreau să vă întreb cât de des veniți la el, la mormânt? Deci eu vin atunci când simt necesitatea, fiindcă când se acumulează deja mai multă energie, să zic așa, negativă, deci eu aici vin și îmi vars toate ofurile, toate gândurile, toată neliniștea. Vin aici, vorbesc cu el. Clar că plâng, dar când ajung acasă deja sunt liniștită. Parcă am avut o întâlnire cu el chiar. Adică când am nevoie eu, atunci vin. Noi putem să venim uneori și de două ori pe săptămână, dar iarna, să zicem, când afară noptează mai târziu, sigur că venim mai rar. Adică putem să venim o dată în lună. Fiindcă până venim de la serviciu, deja e întuneric și nu-s poate creștinești să vii noaptea la mormânt. Cum îl dezmerdați? Bogdanel, iubirea mamei, bomboana mamei, dulceața mamei. Viorel, tu? El a fost și este Bogdanaș la tata. Soția spunea că îl visează des. Tu cât de des îl visezi? Am zis eu că mai rar un pic mai înainte. Mai recent, că l-am visat ultima oară când m-a trimis, m-a a strigat la mine chiar, fugi de aici. Nu vine după mine, nu vine după mine. Du-te că te așteaptă mama acasă. Și asta sper să-mi apare în vis dragutate. Dar știi, Adriane, că noi oricum o să ne întâlnim, când o să vină timpul să părăsim și noi acest pământ. Eu știu precis că Bogdanel ne va aștepta acolo. Cu atât mai mult, tu spuneai că ai avut un vis când el era îmbrăcat în alb ca un înger. Da. Și eu știu că el o să ne aștepte acolo și acolo o să fie întâlnirea. Pentru că până la urmă noi toți suntem muritori și toți plecăm. Care mai devreme, care mai târziu, dar toți vom pleca atunci când va veni timpul. Dar atât cât vom fi vii, îi vom păstra veșnică amintire și memoria, fiindcă a fost, iarăși vreau să zic, să menționez, a fost un copil deosebit. Și foarte pentru mult noi. Ne-a învățat, foarte mult ne-a învățat pe noi. Dacă Bogdanel și-ar dori, nu știu, un frate, o surioară? Desigur că da, dacă Domnul ne va da, totul cu siguranță. Totul este în mâinile Domnului deja. Da.
Dacă acum tu spuneai că îi simți uneori prezența, dacă acum de sus, de acolo, v-ar auzi, ce i-ați spune? Fii cu minte, tate, și roagă-te pentru noi cei păcătoși de pe pământ. Eu mereu îmi cer iertare, zic, mami, iartă-mă, poate uneori am fost prea exigentă. De fapt, nu prea am fost noi exigenți cu el, a fost un alintuș el la noi, dar oricum. Și aș spune că îi duc dorul, dar am acceptat voia Domnului, fiindcă cu Dumnezeu nu poți să te contrazici. El ne l-a dat și el l-a luat. A crezut el că așa e mai bine și eu încerc să accept alegerea Domnului. Și deja cu demnitate să trăiesc pe acest pământ și să fac lucruri frumoase în continuare. Să ajut, să fac, adică dorința mea e să pot face acte de binefacere. Deci eu, noi facem așa, dar vrem să facem acte de binefacere cât mai mult. Fiindcă atunci când plecăm nu luăm nimic cu noi, luăm numai faptele bune. Așa este. Și de asta, cât voi trăi, asta va fi scopul meu, să fac lucruri frumoase și Bogdanel de acolo de sus să mândrească cu noi. Eu sunt sigur că el de acolo de sus se mândrește și are grijă de voi. Tu spuneai că în ultima perioadă te străduiești să nu plângi atât de des. Lacrimile oricum pe față se văd, dar sufletul tău cât de des plânge? În fiecare zi. În fiecare zi. Deci eu am momente când, fără ca să vreau, în gând îmi vine așa, iată, Doamne, dacă era Bogdan acum, era așa. Dacă era Bogdan, făceam așa. Dacă era Bogdan, rezolvam altfel, adică ziua de astăzi trecea altfel. Dar ce să fac? Eu lupt continuu între suflet și cuget și minte, da? Adică e o luptă care o duc eu. Sunt, știi cum, de multe ori mă gândesc că nu în zadar părinții au decis să-mi pui numele Victoria. Da? Sunt o luptătoare care... Victorioasă, da. Până la urmă înving totuși, înving tot. Aici clar că nu pot să zic că înving durerea, nu înving, dar mă strădui să o stăpânesc. Văd niște jucării aici pe mormâncinile aduci. Voi fratele sau... său vine foarte bădica des. Vine. Bădica vine și-i cumpără. Da, așa îi spunea bădica? Bădica, da. Bădica meu e cel mai frumos, cel mai deștept. Da. Și bădica vine foarte des. Uneori deja noi ne facem grijă că vine așa de des. El stă aici, mai vine chiar și cu prietenii lui. Dar în ce relație era el cu bădica? Niște relații, vă zic, excepționale. Adică nu de asta că sunt copiii noștri. Să-ți dau așa un exemplu. Noi am plecat în Statele Unite ale Americii și Mihai a rămas cu Bogdanel. Adică el zice, eu nu vreau să stea nimeni cu noi. El avea examene de absolvire. Se trezea dimineața, își călca cămașa, îi călca hăinuțe lui Bogdanel, pe Bogdanel îl ducea la grădiniță, el ducea la examene. Adică atât de mult îl iubea, dar să știi că el tot în subconștientul lui avea parcă o intuiție, fiindcă când era Bogdanel micuț, el mereu îi săruta picioarele, îl săruta și zicea, mamă, Bogdanel e prea frumos, mamă, e prea frumos copilul ăsta. Și eu ziceam, ei, Mihai, e frumos că e nostru, îți pare ți-i? Și el zice, eu nu știu, dacă eu tare îmi doresc să am un copil semene lui Bogdanel, că el e foarte frumos și foarte deștept. Și mereu îmi zicea, mamă, el e foarte deștept, uite cum el vorbește rusa la perfecție, uite cum, ce îmi zice. Și eu mă bucuram, clar, că te bucuri când... A fost un copil ideal. Da, era, vă zic, era o relație între ei, foarte mult se iubeau, foarte, foarte mult. Vreau să vă întreb dacă... Decesul lui Bogdan cumva a influențat relația voastră, v-a făcut mai uniți, mai... Relația între... Între soț, soție. Soție, da. Cum să zic eu, Adriane? Noi și așa am avut o relație frumoasă, adică... Și aveți o relație frumoasă. Și avem o relație Sunteți frumoasă, dar... Sunteți o familie, exemplu. Dar...
nu știu cum să zic, noi oricum ne-am învățat a ne asculta unul pe altul. Deci atunci când unul e trist, celălalt încearcă cumva să facă, să schimbe atmosfera, adică noi ne completăm unul pe altul și ne înțelegem. Chiar dacă uneori, de exemplu, eu sunt trist, soțul încearcă cumva să facă să schimbe atmosfera în casă, fiindcă noi am auzit după astfel de tragedii foarte multe cupluri divorțează. Asta v-am De asta și v-am întrebat, dar pentru că acum contează foarte mult să fiți unul lângă altul, să vă susțineți unul altul. Băiatul e mare, deja are, mă rog, jobul lui, așa că el viața vine lui. Târziu, viața lui, da. Și eu de multe ori zic, și el îmi zice mie, și eu îi zic, noi am rămas, adică, un tot întreg și trebuie să ne completăm unul pe altul și trebuie să ne înțelegem din priviri și până la moarte o să fim împreună. Ați devenit mai înțelegători unul față de altul? Sigur. Sigur. Mai înțelegători. Eu vă mulțumesc din suflet că ați acceptat să vorbiți astăzi despre tragedia care v-a marcat familia. Vă doresc multă sănătate, multă putere și cu Doamne ajută ca Bogdanel să aibă o surioară sau un frățior. Mulțumim să dea Domnul, să vă audă Domnul. Sănătate vă. Cu mare drag. Le mulțumesc celor care ne privesc, chiar dacă aveți istorie de viață care merită vorbite, mă găsiți pe rețelele mele de socializare. Aveți grijă de voi și de cei dragi.